Bună ziua, domnul Gabriel Mutu, primar al sectorului 6, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, cu mare drag oricând. Doar două zile ne mai despart până când se va da startul oficial al campaniei pentru alegerile europarlamentare. Cum se pregătește Partidul Social-Democrat pentru momentul 26 mai? În primul rând, după cum bine știți, legislația este foarte clară. Din 26 de la data în care începe practic campania electorală, sunt foarte bine definite acțiunile și tipologia materialelor pe care e voie să le folosești în campanie. Noi suntem pregătiți în sensul că vom respecta la virgulă ceea ce prevede legea, vom avea materialele care sunt reglementate și, bineînțeles, acțiunile de campanie clasice pe care... Partidul Social Democrat a promovat de fiecare dată în campanie electorală, respectiv întâlniri cu cetățenii, discuții pe temele legate de Uniunea Europeană, legătura dintre autoritatea locală și Parlamentul European, pentru că este foarte important să înțelegem că odată ce trimiți. Oamenii în Parlamentul European care te reprezintă, acei oameni trebuie să facă ceva pentru, pentru țara ta, în primul rând, pentru români și pentru comunitatea pe care o reprezintă. Spuneați de întâlnirile cu oamenii. Ați început uh, să aveți întâlniri cu locuitorii din sectorul 6? Avem întâlniri. Uh, la noi este o, o chestie clară care ne-a intrat așa în rutina deja. De ani de o zile tradiție. facem, da, o tradiție, facem întâlniri uh, săptămânal cu, cu oamenii din sector. Fie că mergem în piețele din sector, în parcurile pe care le, le, le avem în sector, să de vorbă cu oamenii, le ascultăm păsurile, ofurile și în 99,99% ,99 din situații corectăm ceea ce și ne, ne indică. Nu spun 100% pentru că știți cum e. Niciodată nu e 100%. Nu poți mulțumi, nu pe, poți toată mulțumi pe toată lumea. Da. Ce vă spun oamenii când vă întâlniți? Care păi... sunt problemele care știți vi le aduc că... la cunoștință? Sectorul 6, vedeți, înainte se vorbea despre sectorul 6 la, la modul, cum să spun eu, cel mai nepotrivit, nu vreau să spun, să folosesc alt cuvânt. Toate lucrurile erau prost făcute, toate lucrurile erau parcă făcute împotriva oamenilor. Astăzi oamenii au început să ceară lucruri în mod particular. Acolo unde ați făcut parcul, vrem dacă se poate să mai adăugați ceva. Deja oamenii privesc altfel relația cu administrația publică locală, relația cu noi, cu oamenii care lucrează în administrație s-a schimbat, s schimbat foarte mult și uh, cel mai important lucru este că am reușit să creăm acel palier de comunicare cu oamenii, pe de o parte noi să fim înțeleși corect de către comunitate și pe de altă parte dând și să comunice corect ceea ce au nevoie uh, în, zi, în viața de zi cu zi. Ce scor își propune Partidul Social Democrat la alegerile la greu. Europarlamentare? Da, este greu să să pronunț să pronunț un scor, să spun cam care ar fi procentul pe care îl vom obține, însă eu cred că Partidul Social Democrat este pe prima poziție la nivelul Bucureștiului. Vom obține uh, un scor care să ne mulțumească și știți cum e, uh, noi ne Pregătim și pentru lucruri mai puțin plăcute și din ceea ce va urma să înțelegem și să învățăm ceea ce avem de făcut în viitor. Este foarte important. Știți cum e? Și din victorii, dar și din luptele pierdute trebuie să înveți. Chiar dacă ești victorios, nu trebuie să îți pui gata, am, am câștigat, sunt cel mai bun, pentru că știți cum e a doua zi, nu știi ce ți rezervă viitorul, nu știi ce potențial au partidele din opoziție și este bine să fii precaut, să înveți și să, să corectezi tot ceea ce este de corectat, astfel încât tot timpul să ieși învingător. Un pronostic pentru prezență. Știm că de obicei la alegerile europarlamentare, în general, prezența este destul de scăzută. Păi. Interesul românilor este. Da. 2014, la nivelul Bucureștiului, media, spre să nu greșesc, a fost undeva la 27, între 27 și 28%. Sectorul 6 a fost undeva la jumătatea clasamentului la nivelul sectoarelor. Cea mai mare prezență a fost în sectorul 1, cea mai scăzută, dacă nu mă înșel, în sectorul 5. Însă, eu cred că prezența la vot va fi undeva în jur de 30-32%. Uh, și repet, sper din tot sufletul ca mesajele pe care noi le-am promovat în, uh, și în perioada de precampanie, și în perioada de campanie ce urmează, să fie corect înțelese de, de cetățenii din sector și să aleagă în consecință. Vreau să fac o, uh, un scurt comentariu pe, pe importanța acestui moment. Uh, există o legătură extrem de importantă între autoritatea locală și Parlamentul European. Spre exemplu, sectorul 6 este pentru prima oară după 29 de ani când a reușit să obțină fonduri europene. Și aici este un concurs, dacă vreți, de, și de implicare, și de participare, de ce vreți noastră, între autoritatea locală, responsabilii din ministere, dar și reprezentanții pe care noi avem la, în Parlamentul European. Dacă noi reușim, spre exemplu, să deblocăm anumite axe care astăzi nu sunt accesibile de, de către autoritate, autoritățile din București și ILFO, pentru că noi suntem declarați ca fiind peste media la nivel european din punct de vedere al dezvoltării, putem avea investiții și mai mari. Eu asta cer parlamentarilor, spre exemplu, de București și nu numai, europarlamentarilor, să meargă acolo și să se lupte pentru comunitățile pe care le reprezintă și să deblocheze dacă se poate să dea drumul acelor axe care astăzi nu sunt, nu sunt accesibile pentru regiunea noastră. Este foarte important să, să continuăm atragerea de fonduri europene, pentru că, vedeți dumneavoastră, astăzi, spre exemplu, în sectorul 6, avem aproximativ 100 de milioane de lei care vin din fonduri europene nerambursabile, care ajută programul multianual de reabilitare termică. Deci se poate și cu să... fonduri europene. Normal că se poate, da. Și cel mai bun exemplu este că noi, în acest an, avem undeva în jur de 100 de milioane care merg către programul multianual de reabilitare termică, lucru care ne ajută foarte mult. Veți face o campanie, dacă pot să o numesc așa, de conștientizare a importanței asta votului este mesajul, la europarlamentare? Absolut. Ăsta este mesajul cu care noi ieșim în campanie. Și bineînțeles, faptul că promovăm patrioții, în adevăratul sens al cuvântului, este dureros să vezi că în Parlamentul European ajung oameni care denigrează România indiferent de supărarea proprie, indiferent de culoarea politică, indiferent de neajunsurile politice, pentru că vreți să vă spun ceva, un om care promovează un mesaj negativ la adresa României dintr-o funcție atât de importantă, o face dintr-un singur motiv, din neputință. Nu știe cu ce să câștige electoratul pe care îl are. Și eu aș vrea să văd în 26 mai că în Parlamentul European din partea României ajung români adevărați. Români care își iubesc țara, își iubesc neamul, da? Și fac tot ce este putință pentru poporul ăsta. Și să nu mai promoveze mesaje, indiferent, repet, de supărarea proprie. Vrei să te războiești cu cineva fo la tine acasă. Dar când ești în lume, arată că ești unitate, ești parte din poporul ăsta și că nu te duci acolo ca să-ți denigrezi propria țară. În ce relație mai sunteți cu doamna primară Gabriela Firă? Instituțional? Instituțional. Foarte, instituțional foarte ok. Foarte ok. Eu mă bucur că am reușit, din punct de vedere instituțional, să avem o relație corectă. Este clar, Partidul Social Democrat a arătat, prin mesajul și vocea președintelui Partidului, domnul Liviu Dragnea, că are capacitatea să depășească orice obstacol. Pentru noi, un moment, hai să spunem, de mai puțin plăcut politic poate fi depășit. Deci, orice, orice barieră ar exista pe, pe partea de, eu știu, strategie politică, comunicare, gândire, poate fi depășit de către membrii partidului și acesta este cel mai bun exemplu când președintele Partidului Social-Democrat, domnul Liviu Dragnea, a întins mâna vis-a-vis -vis de această normalizare a relației cu primarul general, cu doamna, cu doamna Gabriela Firă. Același lucru îl face și PSD București, același lucru îl facem și noi, președinții de organizații și primarii de sectoare, pentru că este adevărat, cum a spus și doamna primar general, noi trebuie să ne concentrăm și să ne așezăm la masă pentru a face ceea ce am promis bucureștenilor. Cum se descurcă sectorul 6 cu bugetul de anul acesta? Avem un buget, este un buget senzațional. Mai redus, nu. mai mare? Nu avem, este pentru prima oară în istoria post-decembristă când acest sector a alocat aproximativ 50% din bugetul sectorului pentru investiții. 48,2%. Un procent sunt ală... destul de mare. Foarte mare. Deci niciodată nu s-a întâmplat acest lucru. Discutăm, discutăm despre 650 de milioane de lei care sunt direcționați către investițiile din sector. Este un buget colosal pentru, pentru sectorul 6. Niciodată n-am avut o asemenea sumă și asta ne-a ajutat pe de-o parte să finalizăm proceduri și vă dau un singur exemplu la reabilitarea termică unde în acest moment suntem în procedura de atribuire pentru 1000 de blocuri. Deci pe lângă cele 74 pe care le avem în execuție și probabil că în următoarea lună vor fi finalizate, pe lângă cele 200 care sunt în parteneria cu primăria capitalei noi astăzi suntem în procedură de, procedura de atribuire pentru încă 1000 de blocuri pentru reabilitare termică. Asta ne va asigura front de lucru pentru următorii 5 ani de zile. Ne propunem ca în fiecare an să reabilităm 200 de blocuri. Este senzațional, dacă îmi permiteți să folosesc acest termen, pentru sectorul 6. În 5 ani de zile putem termina, putem finaliza reabilitarea termică la toate blocurile pe care le avem în sectorul 6. Este un proiect foarte ambițios. Am avut foarte mult de, de lucru pentru că, din păcate, în administrația precedentă nu am avut niciun proiect scris, niciunul, nici măcar pentru, să vă dau un exemplu, pentru marcajele rutiere. A trebuit să facem totul de la zero. Mă bucur că am avut lângă mine o echipă, în primul rând, de tineri, vizionari, cu, cu ambiții foarte mari și foarte bine pregătiți. Și astăzi, în 2019, este adevărat. În al treilea an de mandat putem să spunem că am deblocat absolut toate investițiile pe toate palierele din sectorul 6. Fie că discutăm despre reabilitare termică, școli, spații verzi, asfaltare, signalistică, absolut totul este deblocat. Și în acest moment avem investiții în toate domeniile. Câte blocuri ați reușit să reabilitați de la începutul mandatului și până acum? Anul trecut, în, da 2000, în 2018, am finalizat prima procedură am care și aia a fost luată de la zero, ca să fie lucrurile clar spuse, și am băgat în reabilitare termică 10.000 de, de apartamente. Asta înseamnă 10.000 de familii care beneficiază de, de, acest, pro, de acest program. Bani veniți, și important, pe fonduri europene. Avem aproximativ 100 de milioane de lei care vin de la Comisia Europeană și ne ajută foarte mult pentru ceea ce avem de făcut în viitor și, bineînțeles, fonduri, fonduri proprii din bugetul local și împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. Uh, repet, avem bani alocați pentru absolut toate tipurile de investiții. Uh, aș vrea, spre exemplu, să amintesc uh, o direcție extrem de importantă pe care noi, anul, în acest an, o vom aborda. Școlile, învățământul. Avem 11 corpuri de clădiri care, uh, care vor intra în, în procedura de construire pe fondurii pe fonduri europene, pe fonduri de la Banca Europeană de Investiții, sunt clădiri cu emisii aproape de zero, de fapt, exact așa se numește și programul NZB cu promisii. cu, cu, emis, cu emisii de aproape de zero pe tot ce înseamnă partea de eficiență energetică, cu panouri fotovoltaice pentru apă caldă, cu sistem de iluminat modern pe tip de tip LED cu uh, anvelopare termică ca să nu avem pierdere energetice, uh, și suntem, dacă nu greșesc, cred că suntem singurii la, nivel, uh, la nivelul Bucureștiului care face investiții pe acest, uh, pe acest palier. Uh, este important, vă imaginați, toată lumea așteaptă și, bineînțeles, așteptările sunt foarte mari, toată lumea așteaptă ca lucrurile să se întâmple foarte repede. Uh, dar ce este important este că uh, am deblocat toate investițiile care noi le avem, le avem în, în, sectorul 6. Vedeam un anunț acum câteva săptămâni pe site-ul primăriei sectorului 6. Vorbeați despre lucrările de începere, lucrărilor de reamenajare peisagistică și urbanistică. La ce lucrări vă ați referit mai păi, În primul rând, Bulevardul Iuriu spre exemplu, da? S-a tot vorbit. Este un și bulevard îmi pare rău... de aglomerat. Nu numai că este un bulevard de aglomerat, este cel mai mare bulevard al sectorului 6, cartea noastră de vizită și nu numai a noastră, a Bucureștiului, pe relația București, ieșirea către vestul acestei țări. Uh, vreau să fac câteva uh, mențiuni vis-a-vis -vis de acest proiect. S-a tot vehiculat ideea că domne, primarul Mutu a tăiat, a smuls, a rupt, a, nu am smuls nimic. De lângă Toți arborii, în număr de 68 de arbori, catalpe au fost, ca să fim foarte exacti, au fost transplantați, sunt în viață, arată foarte bine acolo unde am mutat. Mare parte din ei erau strâmbi nu mai puteam să-i întreptăm decât dacă îi relocam, pentru că altfel nu poți să tragi de ei scoarul acela fiind foarte îngust nu la un metru și jumătate cu un nene de până presa scrisă spunea despre chestia asta, ce are, ce are 4 metri, 4 metri și jumătate. Iar în locul celor 68 de arbori pe care noi i-am transplantat în altă locație, vom planta 450 de arbori maturi, tot ca talpe, ca să avem o unitate peisagistică de la intrarea de pe autostradă până la, până la capătul bulevardului. Și aici nu discutăm despre o simplă amenajare peisagistică, discutăm despre refacerea trotuarelor, refacerea spațiilor verzi de la din fața trotuarelor de garda blocurilor, deci grădinile blocurilor de la bulevard, refacerea parcajelor, alte parcări noi pe care le vom construi, iluminatul arhitectural, deci absolut tot ansamblu, tot ansamblu pe care îl reprezintă practic o modernizare a unui bulevard. Se vor monta bolarzi astfel încât să nu se mai poată accesa trotuarele ca să blocăm trotuarele cu mașini. Este, este un proiect foarte amplu și... Câți bani care... vor fi investiți pentru acest proiect? Valoarea totală pe care noi am alocat-o, dar care, atenție, ea este prezentată ca valoare absolută maximală, da? Este de 28 de milioane de lei. Ce este important de știut? Că în momentul în care faci execuția respectivă, sumele pe care tu le poți atinge, acelea sunt, din punct de vedere, al valorii maximale. Din experiența pe care noi o avem, niciodată n-am atins acele valori. Dar... Nu putem raporta o valoare la o simplă operațiune, pentru că nu este o simplă operațiune. Aici discutăm despre un bulevard și îmi cer scuze că trebuia să mai fac, un, să mai fac o completare. Am luat în calcul inclusiv amplasarea a cinci pasarele care să ajute la fluidizarea traficului pe bulevardul Iuliu Maniu. O veste uh, foarte bună pentru da, locuitorii sectorului 6 care n-au și scris uh, de altfel. Da, O veste uh, foarte bună, am mai făcut un lucru, cred justific. eu, la fel de bun pentru toți cei care locuiesc și care cunosc acel bulevard, faptul că am, eliber, am eliberat bulevardul de uh, firme luminoase, de panouri publicitare uh, amplasate, care mai de care mai ciudat, Uh, și în momentul de față așa neterminat ai o imagine de curat, fără repet, să avem lucrările terminate și încă o mică mențiune vis-a-vis -vis de acest bulevard faptul că am ridicat uh, trasamentul de la spațiu verde deci partea unde de la scoar, uh, acest lucru se, se impunea de ce? Pentru că am constatat că altfel nu, re, nu, nu reușim să, să rezolvăm problema celor care parchează neregulamentar sau traversează neregulamentar bulevardul, rupând materialul, spațiul, florile sau ce, ce, avem noi, ce avem noi în scoarul respectiv. Și, iarăși, un element important, spun eu, nu vom planta decât plante perene. Vom avea doar plante perene, asta înseamnă că nu vom face replantări în fiecare an, așa cum își imaginează anumiții cetățeni în sector de, de reacredință. Pentru că, sincer, eu m-am săturat să stau să uh, dau explicații unora pe care nu-i poți convinge cu nimic. Am avut chiar săptămâna trecută o întâlnire cu un cetățean care exact asta m-a reproșat. Ai scos 69-70 de, de, de arbori și îi zic, da, e adevărat, dar nu i-am omorât, nu i-am ucis, nu le-am le dat foc, i-am transplantat da, dar nu, nu trebuia. Și zic, haideți să facem o, un exercițiu de imaginație. 70 este mai puțin de 400 decât 450 sau mai mult? Nu, nu, 70 este 70, nu, trebuia să rămână așa. Și zic, bine, atunci n-am ce să discut dacă nu ne înțelegem că vreau să plantez 450 de arbori, atunci... Am văzut că ați început și parcurile, să le luați la puricată. Nu, nu am început să le luăm. Mai avem trei parcuri pe care le, le finalizăm în următoarele două luni de zile și cu aceste trei parcuri am modernizat toate parcurile din sectorul 6. De sectorul 6 are toate parcurile publice modernizate. Și iarăși un element de nouătate pentru București și România este faptul că se construiește pentru prima oară de la Revoluție un parc în, în interiorul uh, unui oraș, un parc nou de la zero. Practic se face reconversia unui parc semi-industrial în spațiu verde. Sunt Discutăm despre 18.000 de metri pătrați da? de spațiu verde, par modern cu alei, spații verzi, uh, plantăm arbori maturi, uh, vom avea locuri de joacă moderne pentru copii și terenuri de sport pentru adulți și pentru copii. Unde va fi amplasat? Bulevardul Timișoara 10-12. Este o să facem un eveniment atunci când vom deschide porțile acestui parc. Aveți un termen de finalizare? Da, noi ne-am apucat anul trecut. Din păcate am avut perioada de zăpadă când n-am putut să lucrăm. Eu cred că acest parc poate fi finalizat undeva până la sfârșitul lunii iulie. Luna iulie, luna august. Cam ăsta este termenul pe care eu îl apreciez că ar putea fi gata acest parc. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre situația parcărilor la nivelul sectorului 6. Am văzut că ați deschis o platformă online. Povestiți-ne puțin despre această platformă. Da. Cât de mult îi ajută pe locuitorii din păi, sector? În primul, rând, în primul rând, discutăm despre transparență. Nimeni nu mai poate acuza pe nimeni că dă parcări pe sub mână. Aici este totul transparent, este totul la vedere. Parcările sunt publice, le vezi de acasă, de pe uh, calculator sau de pe telefonul mobil și toate operațiunile se fac online. Nu mai interacționez cu... Deci, practic, acolo te poți înscrie pentru un loc de parcare. Nu mai sau... te poți înscrie, ți-l poți alege, ți-l poți rezerva și mergi la, cu toată documentația necesară, fie o trimiți prin, prin, mail, fie mergi la ghișeu pe care noi îl avem cu toată documentația și ți se, oferă, ți, se ți se, pune la dispoziție contractul. Lucrul ăsta ajută foarte mult, repet, pe două, pe două paliere. Unu, nu mai există niciun fel de comentariu că acele locuri de parcare nu se atribuie corect și doi la mână eliminăm această interfață între sau eliminăm factorul uman care de multe ori nu prea Birocrația, este o Știți cum este, de fiecare dată te duci acolo, se uită strâm la tine, ai tendința să-i oferi un pachet de țigări sau nu mai vrem să se întâmple lucrul ăsta. Și vă spun că din momentul în care am deschis această platformă, 15 aprilie, ap 15 aprilie, dacă aprilie absolut da? toți oamenii, cetățenii care au interacționat cu această aplicație ne-au felicitat pentru că este extrem de ușor de lucrat cu ea, este extrem de... Nu știu ce să vă spun. Oricine poate poate lucra și își poate face rezervarea pentru locul de parcare, bineînțeles, în măsura în care acest loc de parcare există. Până când se pot face? Oricând se pot face rezervările. Atât timp cât pe platformă există spațiu. Încă mai de parcare. există loc. Da, îl poți rezerva. Rezervarea se poate face pentru un singur loc de parcare. Timpul de rezervare este de o săptămână. Dacă n-ai venit să-ți faci documentația, n-ai trimis documentația și n-ai venit să-ți ridici contractul, rezervarea se anulează și poate fi preluată de către un alt, o altă persoană interesată. Este foarte este foarte bună această aplicație și ne, ne salvează de foarte, foarte multe alte comentarii și neplăceri pe care le-am avut în trecut. Aveți o situație de pe 15 aprilie până câte a locuri, acum? De câte fost... locuri de parcare. Nu am fost nu am dar chiar o să, o să vă transmit, să vă spun exact câte au fost făcute, câte rezervări au fost făcute. Uh, surprinzător avem zone uh, în sectorul 6 este adevărat. Uh, nu acolo unde avem cea mai mare aglomerare uh, pe metru pătrat însă avem locuri unde avem locuri de parcare încă nerezervate, încă libere. Este adevărat, sunt locuri de parcare noi făcute, avem în continuare câteva mii de locuri de parcare la care se lucrează, în locuri foarte aglomerate și cu, și cu impact și cu necesar foarte mare de, de locuri de parcare. Și cred eu că această platformă va ajuta foarte mult în viitor pentru absolut tot ceea ce înseamnă locuri de parcare. Gândiți-vă că noi vom genera foarte multe locuri de parcare după ce vom finaliza uh, introducerea semnelor unice în uh, cartiere, pentru că vom avea acele locuri de parcare paralele cu axul drumului la nivelul uh, bordurii uh, și discutăm aici despre uh, zeci de mii de locuri de parcare. Nu discutăm, nu mai discutăm despre mii, discutăm de, de zeci de mii de locuri de parcare care vor fi generate în momentul în care marcajul se va, se va finaliza. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai aștept cu mare drag pe la noi invitație. și sărbători fericite! Da, sărbători Că fericite tot, tot, tuturor vină. românilor, sărbători luminate, Paște fericite!